Succes copiilor! Succes! Așa, bravo! Prin deschiderea acestui nou centru, Asociația Help Autism va oferi unui număr de 25 de copii cu tulburări de spectru autist servicii terapeutice individualizate și metode inovatoare de terapie. Terapie ABA, ergoterapie, ludoterapie, terapie ocupațională și ateliere de socializare pentru recuperare cât mai rapidă și pentru dobândirea de abilități specifice vârstei lor, care să le permită ulterior integrarea în învățământul de masă și în societate. Centrul Help Autism Suceava este unul dintre cele trei centre deschise în cadrul proiectului Înființare Centre de Furnizare Servicii Inovatoare de Psihoterapie, implementat de Asociația Help Autism, în parteneriat cu Asociația Autism Terapie Sport și Artă Argeș. Suntem astăzi la un moment de sărbătoare pentru noi. Inaugurăm un nou centru al Asociației Help Autism. Proiectul a început în martie și va dura până în mai 2017. Sperăm să avem și posibilitatea să-l prelungim, dacă vom reuși să atragem și alte fonduri. În cadrul centrului oferim terapie ABA. Este singura terapie dovedită științifică de rezultate pentru acești copilași cu autism. Și pe lângă analiza aplicată a comportamentului, oferim ședințe de ludoterapie, logopedie, ergoterapie, terapie ocupațională, grupurile de socializare, iarăși foarte, foarte importante. Probabil că nu întâmplător am ajuns astăzi aici să lărgim parteneriatul și sunt convinsă că e un început. Pentru că, din păcate, nici nu s-a aflat bine că lărgim activitatea și deja numărul de copii care au nevoie este cu mult peste 30. Proiectul, cu o durată de 15 luni, va fi implementat la nivelul a 3 județe, București, Argeș și Suceava, și își propune să vină în sprijinul la 75 de copii cu tulburări de spectru autist și al familiilor acestora, să informeze 2000 de medici de familie privind problematica copiilor cu autism și a importanței diagnosticării precoce a acestora, să creeze o aplicație IT inovatoare de suport psihoterapeutic și să pună bazele unei platforme de crowdfunding. Proiectul este cofinanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul contribuției elvețiene pentru Uniunea Europeană Extinsă. La inaugurare au fost prezenți mulți dintre oamenii care au ales să sprijine moral sau financiar acest centru, de la oameni de afaceri până la medici sau sportivi. Au fost prezenți și copiii, alături de părinților. O mămică a avut de transmis un extrem de emoționant mesaj din partea părinților. Ce trebuie să știe toată lumea este că copiii aceștia pornesc de la zero. Efectiv, trebuie să învățăm să arate cu degetul, să bea din cană, să învețe să te privească în ochi. Dar ceea ce ne bucură pe noi ca părinți, cel mai mult, cred eu, este faptul că de fiecare dată când copiii noștri au un progres, spun eu că ne bucurăm mai mult decât ceilalți părinți care au copii tipici. Eu cred că bucuria este de 100 de ori mai mare când vezi copilul că reușește să facă PA și de 1 milion de ori mai mare atunci când vezi că reușește să-ți spună mamă. Centrul Help Autism Suceava funcționează în parteneriat cu Consiliul Județean Suceava și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava, care au pus la dispoziție spațiul și dotările necesare desfășurării activității. Fiecare copil merită o șansă de a descoperi lumea, iar cine vrea să ofere o astfel de șansă o poate face foarte simplu. Un leu pe zi este o platformă de atragere de fonduri inițiată de Asociația Help Autism în 2014. Prin această activitate de fundraising, asociația își propune să susțină servicii gratuite de diagnostic pentru un număr cât mai mare de copii și terapie pentru peste 380 de copii cu tulburare de spectru autist înscriși în asociație. Asociația Help Autism se implică activ de peste 6 ani în derularea de programe de conștientizare a autismului, diagnostic precoce și intervenție timpurie pentru copiii cu autism. Până în momentul de față, în activitatea Help Autism au găsit sprijin peste 380 de copii cu tulburări de spectru autist.